Bună ziua, suntem pe strada Recoltei, în Palazul Mare, și înțeleg că aveți o nemulțumire cu copaci. Da, spuneți-ne despre ce este vorba. Avem o nemulțumire că vecina nu-i plac copaci. Prima dată este că n-ar avea loc să intre în curte, cu toate că care vecina? Care vecina? Doamna Ciobanu, care stă lângă noi aici. Da. Când n-ar avea loc în curte, după aia a zis că copacii fac frunze și e mizerie pe stradă, după aia zis că au incat subiect că n-ar avea voie sacele pe stradă. Nu e problemă, că scoatem salce, punem alt copac. Dar este că vor să asfalteze. Văd că aveți un copac legat cu lanțul de roata mașinii. Fii l-am legat cu lanțul, că mi l-au smuls, s-au băgat niște peteci repede și după aceea a făcut plânge la secția 2 de poliție că am distrus domeniul public. Cu toate că ăsta e așa de când s-a turnat asfaltul. Nu l-am făcut și pe vecina dumneavoastră o nemulțumește pentru că sunt plantați niște salcâmi aici. Salci. Salcii. Sau... Salci, da. Da, nu-i plac copacii. Ea are putere că lucrează în poliția locală și își trimite colegii să ne hărțuiască toți vecinii. Și vecinii ce părere au? Păi aceeași părere ca și a mea, că normal că trebuie să avem copaci. Am văzut, haideți să mergem puțin pe drum. Zice, am văzut mai mulți copaci sunt aici, da, care sunt plantați de vecini cu aprobare, nu? Da. Înțeleg că dumneavoastră aveți și actele care demonstrează că aveți voie să plantați. Domnule, zic că sunt plantați ăștia acum. Uite, când era trotuarul vechi, din 2019. Deci dumneavoastră aveți și poze din 2019. Da. Au fost mai mulți copaci plantați aici? Ăștia nu, ăștia ce stau acum. Doar ăștia, nu? Sunt 12 copaci, dar mai sunt și în jos. Da. Și deci dumneavoastră ați ajuns să legați copacul cu lanțul numai ca să nu vi-l smulgă. Da, până să face dreptate. Deci doamna lucrează la poliția locală, nu? Da. Ați făcut sesizări... Și la poliția locală am făcut sesizări, dar nu m-a răspuns. Nu răspunde că sunt colegii de ei acolo și de-aia nu răspunde. La primărie a depus? La primărie, nu, la poliția locală. Da. A făcut mail scris. Și nu mi-a răspuns de bandată. Așteptăm să vedem ce face. De când este tot scandalul ăsta? De 3 ani. Deci de 3 ani de zile? Da, reclamă orice. Că vecinul și-a făcut un gard, că a turnat un trotuar, că am eu un foișor, că am fier vechi în curte, orice reclamă. Am luat 3.000 de lei. Reclamă orice. Pace legea după bunul plac. Am înțeles că aveți și dosar penal. Da, m-a reclamat vecina că am moștenit o casă, bare că nu aveam actele pe toate anexele și a inventat o fel de minciuni, că aș fi întrebat judecătorul, că a zis că rampa e făcută acum 3 ani și a întrebat-o cum a văzut rampa în garaj și a zis că atunci a văzut-o, nu că o săpam și prima dată a declarat că atunci o săpam și aveam niște anexe care nu erau declarate, care au fost renovate în 2000. Și după aia a venit vecinul care a cumpărat casa și a zis că casele aia trebuie să le cumpere ei la jumătate de preț. Și a făcut și lor la dosar penal. Interesul ei este să au turnat un trotuar, alt dosar penal, au schimbat acoperișul, alt dosar penal. Interesul lor ca să ne facă, până să ne restrângă, să vindem o casă de stânga. Deci de 3 ani de zile sunteți în acest avem, cu vecinul. Avem dosare pe rol și doamna... Și am înțeles că nu numai dumneavoastră, mai sunt și alți vecini, nu? Martin și familia, Martin și noi, care suntem lipiți. Avem aceeași problemă cu ea și reclamațiile face ea sau ea numele sus. Ca să fie acoperită, să nu zic... Spuneți numele dumneavoastră. Ivan Gheorghe Rodion. Mulțumesc.